Băi, pur și simplu, aia că nu filmez ca idee, dar trebuia să filmez, facem 100 km cu mașina și momentul ăsta trebuie să rămână pe YouTube-ul românesc cum ar veni, dați like acolo, bă, vreau multe like-uri, multe like-uri și subscribe-uri și tot ce vreți dacă sunteți noi, facem aici bani în continuare, farmăm, bine farmăm, facem bani, ce să zic, 99 de km, mă? Da, bă, da, deci încă 600 de metri și am bătrânit mașina, efectiv. Ia mă, tăi și păștile ăștia n-au pretenții nici la confort, nici la rapiditate, merg cum vreau cu băieții. Încă 100 de metri. Ia, cum scrie 100? O 100, bă, am crezut că nu crește mai mult. Mi-a dat impresia că bă, o să rămân la 99 în continuu și că nu... 100 km, bă, măcar. Cât alerga mașina asta, câtă benzina a consumat ea, câți bani a mâncat ea pe combustibil. V6 e ăsta parcă. Mult. Bă, sper să nu se audă jocul prea tare, asta e combinația. Da. Mamă, cum merg cu ăștia, bă, băiatul. Limuzină. Până, cred că și asta e nouă băgată în abilitul ăsta. Pentru că nu știu dacă am mai văzut o limuzină. Probabil am văzut, dar parcă acum sunt prea multe și le văd în continuu. Nu știu ce să zic. Cât o costa mă o supra de asta? O fi 100 de mii? Ce am, te pui cu controlul. Ăștia au zis acolo că o să mă plătească cu 1500 ceva de genul și ar trebui să dacă m-ar veni pe 1500 și atât, pentru că eu luam mai mult pentru că aveam bonusurile aia de confort și de urgent și așa mai departe, de urgență să zic. Deci aici ar trebui 1500, cam lăchelic, există bun. Vedeți aici noile blocuri construite. Frumos, iau Guigo, bă, ăsta e joc făcut de chinezi, că prea numele astea așa, și parcă și grafica e așa, Madden Kinix, veste min, 1500, da, bă, am făcut level up, level 14, bă, ăștia îi luăm de aici, e nebun, mai rog că fac episoade doar cu taxiul și așa, dar trebuie să farmăm, și vreau să, aha, chelejer, vreau să... cuprind cât mai mult așa din seria asta. Adică nu vreau pur și simplu... Bă, what? Mă luase pe aici, gen? Așa. Vreau să cuprind cât mai mult din seria asta, să zic așa. Adică nu vreau, de exemplu, primul episod n-am mașină, după al doilea episod mi-am luat avion, după mi-am luat elicopter, după... Și asta a fost seria. Nu vreau să fie așa. Vreau să fie o serie mai lungă, așa, să vedeți și voi. Am cum se fac bani, așa, știți? It's combination. Am pierdut o de-aia de confort, alea. Vreau să-mi iau mașina aia. Oh, cum a sunat asta aici că a fost aia cu vreau să-mi iau pana mea. O pana mea. Cred că vom aborda un nou program de pe... pentru YouTube, să zic așa. Adică cred că voi posta 2 episoade pe zi. Mamă, capa și gura voastră. Aplica control. Cred că voi posta 2 episoade pe zi, să văd dacă e altă treabă. Așa, pentru că cu un episod pe zi, efectiv, treaba e moartă, gen, adică. Zero, bă, băiatul. Ferrari. N-am nicio șansă să ajung într-o minut jumătate acolo. Se doar dacă e tot drumul autostradă, dar nu cred. Deci, s-a dus mare. Viteza maximă, bă, trebuie să-i schimb cutia. Să-i pun aia cu 6 viteze.
cred că o să meargă după, vedeți, iară limuzina din continuu. Cred că o să meargă după cu 200 la oră, 200, 200 și 9, cam oare 200. 190, cred, 190, 180. 180 n-are cum, deci 190 sau 200. Mai mult nu cred, sincer, pentru că nu e nici motorul ăla. Nu e să zici că e penultimul motor sau ultimul motor să zici că, mamă, cum țare în aer. Adică mă gândesc că dacă ăsta ar merge cu 200 și ăla cât merge? Cu 300? Nu, cred. Deci cred că undeva la 190, 200 maxim. Te mă, ce mișto e așa că nu mai ai treabă cu confortul și așa. Te bucuri de jocul ăsta. Păcat că nu ajunge la timp. Bă, la decolat ești bun. Cu avionul. Deci uitați-vă cum am mers tot traseul și tu nu ajung la timp, bă, băiatule. Nu se poate așa ceva. Ireal. Cât îmi dai, mă? Bun. Bă, ce trece de 3000? Ok, gen. Da, mă, acolo, mă. Avem treaba aici. Cred că toată combinația e când îmi pun ăsta checkpoint, adică eu pot să iau alte curse, să zic așa, și de, cred că erau chiar acolo câteva curse în oraș, sau ce era ăla. Doar că toată treaba, cred că e la modul ăsta, îmi găsește curse mai bănoase, să zic așa. M-au luat poliția. Ia uite, bă, m-au luat din celălalt oraș și ești nebun. Mă las așa. Eu era rău cu poliția asta. Ma, cred că i-a căzut bar. Ce-a, bă, bă, ce nesimțit, bă, n-a pus frână să moară, baby. Bă, ce nesimțit. Uite-l și pe stage, mă, că dacă mă băgam, muream direct, îmi făceam mașina pe jumate. Ia, mă. Da, deci v-am spus, astea sunt curse mai bănoase, gen. Bă, eu sunt chiar curios, adică eu pot să vând mașina asta, ca idee. Sunt curios să văd cât îmi iau pe ea, bă, dacă mi-au... Nu știu cât am dat pe aia, 15.000 parcă, dar dacă mi-au pe aia 15.000, nu știu dacă se contorizează și upgrade-urile. Adică chiar aș dau cu 15.000, aia e upgrade-urile, dă-le încolo. Dar cu cât mai am eu, să zic că la momentul ăla mai am, o să am vreo 20.000. 20.000 cu 15.000, 35.000, nu știu câte mașina aia, că eu chiar vreau să o cumpăr. Militia. Top. Mamă, de ce a pus la frână, gen? Adică, dacă te-ai băgat, du-te, nu mai stai aici, nu? Vreau să-mi iau un Panamera. Confort maxim? Bine, să ești nebun, omul e în confort, adică de la frumos. Bă, cursa asta ar trebui să o facem cu maxim. Bine, acum poate mai scade un punct la confort sau poate două puncte, da. Ai, mergem tare, mergem la limită, deci... Am 170. A, uite de ăsta de curse, deci. Ăsta e nou, mi se pare. Traseul ăla, că l-a văzut acolo pe harta în dreapta. Mamă, am pierdut controlul. Aproape. Aoleu, cum s-a spus. De ce se spawnează mașinile în față așa, înainte? Nu cred că era treaba asta. Da, deci jocul puțin mai prost optimizat. Din păcate, da, bănesc că o să rezolve.
Nu pune fără, nu. Lejer, lejer, lejer. Hai, mă, hai, mă, maxim, maxim, maxim. Vreau 5.000 pe curs asta, hai. Îmi curios dacă la mașina aia, gen, ți adaugă mai mult timp la... Adică ți acordă mai mult timp ca să ajungi. Ar fi șmecher, rău de tot. Bune. Mamă, nu știu dacă ajung, bă. Ar trebui să ajung după calculele mele, dar... Cine știe cum facem un accident? Da. Mamă, e la limită pe bune. Dar să nu-l bruschez pe ăsta, că... Mă, că ajungem la timp. Maxim, încă o cursă. Bă, mă bucur că fac cursele astea pe episod. Mamă, că-s bani, deci 2800, cum ar veni. 3800, 4500, 5300, 5400, cred. Bine-s rău, vrei să te mint, gen... De aici îți iei... Da, asta. În fine. Încă mă urmărește miliția. Trebuie să alimentăm. E vis casa asta să moară Bibi. Sau ce era magazin? Am trecut cu mare elicopter. Da, bă, că a pus fârnă, bă. Cravata tot cravate, bă, mâncați. Ia o vedem aici. Stai așa că mai ia poliția, băi, peste tot să... Mama, am crezut că e taxiul, bă, asta e noua mașină? Da, bă, asta e noua mașină. 30.000. Asta e, bă. Noua mașină. Nu știu dacă merită. Trebuie în care-i treaba. Ce, asta e casa sau o cumpăr sau ce? Ia. Yeah. Hello? Aoleo, vai de capul tău. Vai de capul tău. Ok, îți închid ușa din respect. Păi nu știu unde am găsit eu, mă. Ia stați așa. Nu era aici, mă, frate. Ratez eu ceva? N-are... Cum aici trebuia să fie? Ca și cum. Tuning. Nu pot să-mi dau seama, dar... Aș vrea totuși să văd pe unde sunt eu acum. Oh, gata, am zis. Așa, tuning. My vehicle. Stinger. Nu știu ce mașină am, dar... Bine, voiam acum pe episod să mergem să vedem cam cât ne luăm pe mașina asta ca și bani, dar suntem prea departe și nu cred că mai are rost. Deci, vă mulțumesc că v-ați uitat la episodul acesta și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!